cine are copii să-i trăiască, cine nu, să nu-i dorească, spune un proverb românesc. În același timp, Freud spunea că să fii un părinte, să fii părinte e una dintre meseriile imposibile. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție, Timpul să vorbim. În această seară, un subiect extrem de delicat, dar și dezbătut pe toate canalele media, legată de violența față de copii. Alături de mine, dar și de dumneavoastră, la această discuție importantă și interesantă deopotrivă, psiholog Monica Lăceanu. Bună seara, doamna Lăceanu! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor, telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc și eu că ați acceptat și n-am stat pe gânduri când v-am ales să vă am alături într-un subiect atât de delicat, pentru că dincolo de psiholog sunteți părinte. Nu că s-ar amesteca una cu cealaltă, pentru că nu știu dacă, eu știu ce ați învățat la școală, la facultate, în atâția ani de studiu, puteți aplica acasă. Așadar, una e una, alta e alta, dar le putem combina încât să vedem unde ajungem. Cazul Bodnariu din Norvegia a acaparat ecranele. Acum, știți cum, românii sunt emoționali, se grăbesc să pună etichete, să dea verdicte. Suntem specialiști în asta. Cu ocazia asta ultima, cazul Bodnariu, România s-a împărțit în două. Da? De aceea am încercat să stau departe și să încerc să aflu cât mai multe despre acest caz. Acum, informațiile nu știu cât sunt de reale. O părere, o convingere intimă am, dar am să mă abțin de la a o spune aici. Și aș vrea să începem de la delicata, importanta, esențiala postură de părinte. Și vreau să vă întreb dacă a fi părinte este un proiect individual. A fi părinte. Pentru că, știți, părinții nu sunt la fel, da? Nici măcar noi cu părinții noștri, pentru că putem alege să fim sau nu ca ei. Dar, de regulă, dacă copiem mai putem alege. Da, comportamente. Este o chestiune de nuanță. Am să discut cu mare plăcere și despre acest lucru, dar am să încep un pic cu a face referire la cazul pe care l-ați menționat. Evident că mă bucur foarte tare atunci când se aduce discuția în spațiu public despre un subiect atât de important și despre adevăratul sens al existenței noastre în această lume și respectiv copiii. Însă, din păcate, legat de acest eveniment, nu ne-am desmințit în a-l aborda total neconstructiv. În orice trebuia să fim un pic cerebral în această situație, ca și în multe altele, și să avem la dispoziție dezbateri calme, dezbateri făcute exclusiv de specialiști și dezbateri care să ne ajute să înțelegem cauza fenomenului, evenimentului respectiv și mai ales să găsim soluții. Da, dacă îmi permiteți, din păcate însă, noi am avut de-a face cu niște emoții duse către isterie. Pentru că opinia publică s-a inflamat imediat. Mass media s-a inflamat de asemenea. Pe presiunea opiniei publice s-a intrat într-un cer vicios în care, de la această presiune, mass media și oamenii care aveau părerea proprie despre chestia asta sau care doreau să înțeleagă ceva, au ajuns să fie isterizați de inepțiile la care s-a ajuns în mass media. Și fac referire în speță la un post de televiziune unde moderatorii, unul dintre ei face riduri, el alalt face niște crize specifice și niște episoade maniacale, discutând despre un anume subiect. Că ne deranjează acest aspect este una și că nu este deloc profesionist. Însă ceea ce vreau să subliniez este faptul că
nu înțelegem nimic de aici, nu tragem concluzii și mai ales nu schimbăm lucrurile. Pentru că odată ce se termină subiectul, uităm cu desăvârșire. Și mi-aș dori să trăiesc sau să, și să ne îndreptăm către o societate, către o țară, a lucrului măcar dus până la capăt. Nu neapărat a lucrului bine făcut. Pentru că eu ca și telespectator, ca și părinte, care m-ar fi interesat acest subiect, n-am înțeles decât, din toate inepțiile care s-au vehiculat, decât despre acest stat, că este un stat aproape polițienesc, că vorbim despre un stat ca din Evul Mediu, lucrurile, sunt convinsă că în orice situație sunt undeva la mijloc. Pentru că pentru moderatori, care iertată să-mi fie, cum să spun, sinceritatea, dar de cele mai multe ori nici cei, nici invitații n-au habar despre subiectele pe care le discută, cu atât mai puțin despre legislație, se implică cu toți emoțional și încep să-și dea cu părerea aceleași persoane despre subiecte diferite. Asta aduce audiență, doamna Lăcean. Categoric, însă dacă ne jucăm și facem audiență și din subiecte atât de sensibile și atât de importante, despre care sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care vor să afle lucruri esențiale, atunci suntem într-un derizoriu pe care nimeni nu și-l dorește categoric. Dacă m-aș poziționa ca și telespectator, ca și părinte care îmi doresc să aflu despre acest lucru sau ca și persoană care îmi doresc să fiu solidară cu acești părinți, pentru că sunt părinte la fel ca și ei, nu am înțeles decât acest lucru, din toate inepțiile care s-au vehiculat. Cred despre Norvegia acum, dacă este să judec din această perspectivă, că este un stat... așa, cum se spune, la Coreea de Nord, aproape. Da. Și revin la faptul că de cele mai multe ori și doar că suntem cu vreun și unii, da, și unii moderatori pentru faptul că nu stăpânesc foarte bine legislația și subiectul, încep să divagheze, să ajungem dintr-una într-alta, pentru că în ceea ce privește aspectele și cazurile de protecție a copilului, lor li se par simple, însă nu sunt deloc simple. Pentru că având în vedere legislația și aspectele care țin de confidențialitate, lucrurile importante nu se pot spune. Da, și statul norvegian a fost foarte ferm. Dacă vorbim despre confidențialitate și așa. Deși vedeți că implicarea se extinde către diplomație, către dintre cele două țări. Însă eu așa am câteva, pentru că nu m-am uitat foarte mult, pentru că știți, picătura aia chinezească să dește. Am preferat să mă documentez și pe alte canale media. Dacă este internetul, că accesez presa străină, da, dincolo de subiectivismul nostru. Încerc să înțelegi legislația. Așa, și am văzut, dar îmi amintesc un tablou de la o televiziune din România, văzând familia Bodnariu, domnul Bodnariu, doamna Bodnariu zâmbind candid de pe genunchiul soțului, mi-a rămas în minte. Și atunci am început să sap mai mult pentru adevărul meu. Tocmai asta vreau să spun, că pe lângă faptul că n-am înțeles nimic și că nu se poate trage nicio concluzie și nu putem schimba nimic referitor la acest caz sau pornind de la acest caz, și pe de altă parte nu înțelegem ce a fost acolo și nu înțeleg de ce trebuie să ne tot dăm cu părerea și să tot facem referire, pentru că aceste aspecte nu pot fi abordate, după părerea mea, decât la un anume nivel, la un nivel diplomatic, la nivel de parlament, la nivel de anumite instituții care sunt abilitate. Noi degeaba creăm așa o nebunie în spațiu public și revin la ceea ce a spus dumneavoastră și poate că asta este explicația, se produce o audiență maximă din astfel de subiecte abordate la această manieră, pentru că eu nu spun că explicație nu găsesc. Statul norvegian, nu cunosc legislația de acolo, mi-ar fi luat ceva timp
să o cunosc. Și nu înțeleg la ce ne-ar folosi să cunoaștem legislația, pentru că noi trăim în România și nu știu dacă și nu... poate ne-ar fi trebuit într-un fel explicată de cineva care tot vine și promovează în spațiu public tot știu felul că de idei și de teorii. Știu că la un moment dat un nemulțumit spunea, mă rog, un cor de nemulțumiți spuneau că domne, această răpire a copiilor, pentru că i-au da, spus răpire. Spun, s-a ajuns da, la niște inepții. La niște termeni, da, care depășesc realitatea categorică. Sigur că da. Acești copii nu au fost luați din familia lor, printr-un ordin judecătoresc, ci doar în urma deciziei unei instituții. Această direcție pentru protecția copilului din Norvegia. Ceea ce pot eu să singurul lucru în care mă pot pronunța și asupra căruia pot să discut și să chiar să spun că nu este în regulă, este maniera, dacă ne referim la imagini pe care le-am văzut la anumite posturi de televiziune și pe internet, maniera în care sunt luați copii. Asta este un lucru, un aspect pe care pot să-l abordez din punct de vedere profesional și pot să spun cu tărie și să afirm cu tărie că este total nepotrivit. Da. Produce o traumă, indiferent care este cauza, indiferent care este cum să spun, rolul acestei instituții, indiferent că, de pildă, am auzit despre, informându-mă și eu despre un pic despre această legislație, că instituția la care facem referire este de fapt una privată. Că statul norvegian a ales ca o instituție privată să fie abilitată să se ocupe de acest aspect. Însă modul, indiferent despre ce stat vorbim, indiferent despre ce anume organism privat de stat sau indiferent de natura lui, modul în care acești copii sunt luați dintr-un mediu și mai cu seamă din mediul familial, modul în sine și maniera este total nepermisă și este total traumatică pentru copii. Acesta este singurul lucru asupra căruia mă pot pronunța. Dacă acești copii se aflau sau nu într-un risc iminent de abuz, dacă au fost sau nu abuzați într-una dintre formele abuzului definit la nivel internațional, nu mă pot pronunța. Însă, repet, felul în care copiii sunt luați este absolut traumatic. Din păcate, forma abuzului nu este aceeași. Diferă de la stat la stat. Da? Și accepțiunea. Sigur că da. Nu, accepțiunea și definiția abuzului până la urmă, termenii în care este definit abuzul. Sigur că da, pentru că acum nu cred că și-au maltratat copiii, să mă ierte Dumnezeu, dar sunt alături de ei, de această familie, sper că au învățat ceva din asta și atunci când îți asumi să trăiești într-o țară cum este Norvegia, da? Pentru că acolo au fost voci ale norvegienilor care au spus pentru o palmă nu ți-a nimeni copilul în Norvegia, da? Sau chiar dacă ți se ia copilul de lângă tine pentru o palmă, fii atent, gândește-te dacă ești pregătit pentru sistemul de acolo. Dar minte când nu e ușor cu 5 copii, da? Nu e ușor, dar suntem totuși în secolul 21 și a fost adusă aici în această discuție discriminarea religioasă, pentru că ei sunt de o religie unde într-adevăr au foarte mulți copii, cere ajutorul. Bine, discuția, subiectul nu ne mai dăm are seama, multe fațete și... Nu ne mai dăm seama unde de fapt este adevărul. Și revin, atât pot să spun și să o afirm cu tărie și, ceea ce mă interesează pe mine ca și specialist este faptul că modul în care sunt luați copiii, indiferent, este foarte posibil ca ei numai la suspiciunea de abuz, să procedeze. Nu știu regulile de acolo. Nici nu știu, cred că suntem în măsură noi să le judecăm. Însă, repet, ca și specialist, modul în care copiii sunt luați și perioada asta de tranziție până când, din punct de vedere juridic, din punct de vedere al legislației, se lămuresc lucrurile că sunt într-o parte sau în cealaltă, este extrem de nociv pentru copii. Da, am văzut un filmuleț. Era vorba despre o altă familie din Norvegia, atunci când
au filmat momentul în care oamenii instituției au venit și au luat copilul de lângă mamă. N-am rezistat până la finalul scenei. De aceea ar fi de discutat. Însă prefer să renunțăm la această discuție pentru că nu se va termina niciodată. Mai ales nu îmi place să mă hazardez în discuții dacă nu cunosc legea. Atât am putut să punctez, lucru la care consider că mă pricep și că am suficientă experiență să spun că este o abordare total neindicată pentru copii. Da, până la urmă și transferul dintr-un mediu nociv într-un mediu extrem de bun se face controlat. Categoric, pe asta sunt maniera în care este sigur, maniera în care pur și simplu sunt luați, pentru că se întâmplă și în România, copilul, chiar dacă mediul în care trăiește este categoric nociv și dovedit a fi nociv, chiar dacă nu e neapărat un mediu abuziv. Foarte greu dezlipești copilul de acolo, pentru că le spun în atâția ani de meserie, copilul nu este bagaj. Acum, și asta ar trebui să aibă în vedere și legiuitorul. Și mai este un aspect pe care vreau să relev. Indiferent cât de bună este legislația, în Norvegia, în România sau în oricare alt stat, depinde și de oamenii care o aplică. Sigur că da. Pentru că această categorie de meserii și cum o aplică. Face parte, categoria asta de meserii este din meseriile de vocație. Deci trebuie să o aplici într-un anume fel. Depinde de specialiștii de acolo și de felul în care înțeleg ei să-și facă meseria. Și atunci degeaba revin și spune, hazardăm noi să judecăm, să etichetăm Norvegia sau știu altă care țară. Dar să știți că mâine, poi mâine, o să discutăm și o să dezbatem și o să avem aceeași emoții și isterii și legate de Playboy, alt Playboy decât Borcea sau mai știu eu ce subiect apare pe tapet. În subiectul pe care aș vrea să-l încheiem, da? Norvegia, copiii din Norvegia, copiii familiei Bodnariu, a fost invocat foarte mult stresul parental. Erau totuși 5 copii. Din punctul meu de vedere, care sunt mama unui singur copil, pot să spun, mi-ar fi plăcut să am 5 copii. Am doar un copil, însă noi am fost 3 frați și știu cum a fost mama pentru cei 3 copii ai săi. Însă pot să afirm răspicat, stresul parental există și atunci când ai doar un copil, da? Și atunci când ai 5 copii. Și atunci ca și sentimentele, ca și afecțiunea, sigur că da. Stresul parental nu se multiplică proporțional cu numărul copiilor. Asta am gândit-o și eu fără să fiu psiholog. Nici sentimentele nu se divid. Deci dacă am 5 copii și vă mărturisesc acum că și mie mi-ar fi plăcut să am mai mult de 2 copii, 4, de fapt, nu se divid sentimentele. Asta nu înseamnă că un părinte care are un copil iubește mai mult și dacă are 5 împarte... Da, resursele sentimentele sunt infinite când vine vorba despre... Da. Diferențele sunt de altă natură. Da, și dacă am spus că stresul parental este prezent, indiferent de numărul copiilor sau, nu știu, mai de vârstele lor, de vârstele lor, stresul parental rămâne aceleași. Justifică asta. Deci, faptul că numărul de copii este mai mare, justifică violența, corecția fizică, dincolo de teorie. Că în teorie, nu trebuie să lovim copilul. Nu are cum să justifice numărul de copii. Și nimic nu justifică violența față de copii, violența în relația cu copiii și violența în general. Nu este justificată de nimic. Are cauze, produce efecte, dar nu este justificată. Cineva spune, referitor la Norvegia, suntem un pic pe sistemul paiul din ochiul altuia, când bârna noastră zbârnâie până în encefal. Știți ce spun? Da, asta este adevărat. Copilașii din România stau în bordeie și le mor bunicii în brațe, în timp ce părinții lor îi obăgesc prin vest. Situația
asta eu este mă și de asta să spun, comentez. Și de asta vă spun și am început prin a spune că în loc să tratăm cu maximă seriozitate și să profităm de un astfel de eveniment, de o astfel de întâmplare, de altfel neplăcută, categoric, pentru orice părinte, și să transpunem în, și să ajungem la problemele noastre și să găsim soluții, să facem astfel de manifestări publice și astfel de emisiuni interminabile pe toate posturile pentru problemele copiilor din România și să încercăm n-am să văzut. Schimbăm ceva. Nu, nu, nu am văzut. Să încercăm să schimbăm ceva noi și cu acest subiect și acest subiect de maximă sensibilitate și unde tot timpul trebuie găsite soluții. Absolut tot timpul, că niciodată nu ai soluțiile cele mai bune. Intrăm și cu ăsta într-un derizoriu și facem până la urmă audiență, căutăm audiență și din acest gen de subiecte. Cineva spune să se ocupe statul român de copiii noștri abuzați zilnic prin toate metodele, psihic, fizic și emoțional, prin toate canalele și metodele. Da, pentru că dacă vorbim de legislație și legislația statului norvegian nu o cunosc și nu-mi doresc să o cunosc. Nu-mi folosește. Însă legislația statului român am idee. Îmi permis să spun că am idee. Nu-mi permis să spun că o cunosc, pentru că înseamnă foarte mult să cunoști un anume domeniu în integralitate, dar îmi permis să spun că am idee. Lasă de dorit din multe puncte de vedere. Tocmai din acest motiv ar trebui să ne uităm la problemele noastre și ar trebui să ne uităm la ce e de schimbat la noi. Și apropo de legislație, avem o legislație destul de bine pusă la punct în ceea ce privește copiii din sistemul de protecție. Există instituții, există legislație bună, există oameni în măsură să le aplice, însă proporția copiilor din instituții este foarte mică raportat la numărul copiilor din România. Dar ce facem pentru copii? Acestor copii le asigurăm prin legislație categoric cel puțin nevoile de bază, însă ce facem cu ceilalți copii? Cu procentul acela covârșitor de copii din România ai căror părinți se luptă să trăiască de pe zi pe alta, care trăiesc în condiții mult mai puțin decât decente, care se luptă zi de zi cu tot felul de probleme, pentru că trăiesc în niște familii în care problemele nu se mai termină, și nu mă refer la familii abuzive, nu mă refer la familii consumatoare de alcool sau la familii cu tulburări de comportament, la familiile nevoiașe, la familiile normale. La asta ar trebui să facem referire și asta ar trebui să ne preocupe pe noi în mod deosebit. Sunt foarte multe voci, doamna Lăceanu, care spun că instituționalizarea unui copil este cel puțin riscantă. Cel puțin riscantă. Aici vorbind din perspectiva afectivității, nevoii de afecțiune a copilului. Instituționalizarea categoric are... adică poți să-i ei. Faci mai mult orice, rău. Da. Categoric are riscurile ei. Însă îmi pare rău să o spun, că această soluție se adoptă atunci când este cazul. Dacă copilul trăiește într-o familie în care există riscul de abuz sau în care este abuzat, să vorbim foarte clar și foarte direct, pentru că și abuz emoțional este o formă de abuz care lasă și are și ea consecințele și traumele, produce traumele ei. Vorbim de abuz fizic, vorbim de abuz sexual asupra copiilor din România, în propriile familii, și atunci situația o impune. Evident că soluția instituționalizării are clar niște consecințe și lasă niște tare foarte, foarte adânci. Însă, iar revin la legislație și aici ar trebui, pentru că am trăit în această paradigmă vreo cam de prin anul 2002, de când baronesa Emma Nicholson a început să pună pe noi toate tunurile în ceea ce privește legislația în domeniul protecției copilului. Însă, această paradigmă trebuie schimbată acum. Datorită efectelor instituționalizării, trebuie găsite alte soluții
Chiar dacă, într-adevăr, măsura se impune, pentru că nu este o familie care a intrat în zona de responsabilitate, deși are o vârstă. Măsurile sociale să fie altfel. Sigur că da. Deci paradigma protecția trebuie, gândit altfel, pentru că au trecut deja aproape 15 ani de când soluția era o soluție bună să transform vechile centre de plasament în căsuțe de tip familial, da. Să le acorzi un climat, și vorbim de cel afectiv, pentru că nu se pune problema de celelalte condiții, aproape de cel familial. Am depășit această etapă. Acum trebuie să găsiți alte soluții. Da, în statele civilizate, în astfel de situații, se intervine în sprijinul familiei. Există cele mai multe măsuri sociale, de măsuri sociale adaptate în sprijinul familiei și în ideea responsabilizării familiei. Da, nu știu cum funcționează sistemul, dar la noi. Dar aruncându-mi puțin ochii peste statistici, am văzut că numărul abuzurilor comise asupra copiilor s-a dublat în 2015 față de 2014. Deci este strigător la cer, atât cât am văzut eu. Aș vrea să, iată, pe ecran e un titlu, Bătaia e ruptă din rai, titlul emisiunii. Și aș vrea să vă spun că fiica mea de 11 ani, cu acces la mass media, a văzut și ea pe toate canalele și mi-a spus, dacă legea asta ar fi și în România, deci nu se pricepe la legi, mai mult de jumătate din părinți ar rămâne fără copii. Și am întrebat-o de ce. Și mi-a spus că așa știe, copiii sunt bătuți. Eu nu am bătut-o, dar am întrebat-o ce îi vine în minte, la ce se gândește când spune asta. Și mi-a spus, gândește-te, mama, că văd în parc toată ziua, cum am văzut cum o mamă își lovește copilul pentru că și-a pus noroi pe față, copilul de un an, doi ani, văzut prin ochii unui alt copil, puțin mai mare, da? Care nu poate să fie decât obiectiv. Care nu poate să fie decât copilul obiectiv. Copilul nu poate fi bănuit, copilul și este nu poate copil. Fi bănuit de subiectivitate. Nu. Deci copilul este întotdeauna obiectiv și redă absolut ceea ce vede și ceea ce simte. Și m-a făcut să conștientizez mai acut în acel moment că da, așa este. Și vedem asta la tot pasul. Mă intrigă foarte mult și personal iau atitudine atunci. Știți, se spune, nu te bagi, mama, copilul. Nu, la așa ceva nu pot să asist. Și merg până acolo încât să sesizez organele competente, organele în drept să acționeze pe speța respectivă, da? Pentru că nu mi se pare, mie, nu mi se pare normal să îți lovești copilul, nu așa, nu la vârsta aia, că na, zici, până la urmă e Sfânta Palmă, cum am auzit, nu sunt de acord nici cu asta, poate sunt într-o extremă, eu poate mă aflu într-o extremă și poate sunt subiectivă. Acum, poate dumneavoastră ne spuneți ce înseamnă să fii un părinte bun. Să dați o definiție, îmi dau seama că este extrem de greu. Nu știu dacă a dat cineva o definiție. Nu, este și extrem de greu și nu este folositor. Eu nu vin niciodată aici să dau... Dacă am privit titlul de pe ecran, să dau, păstrând... Nu e nimănui să dăm definiții. Cu această sintagmă, cu această zicală, am trăit multe generații. Am auzit-o și noi, multe generații. Vreau să spun însă că ceea ce a exprimat fetița noastră, redau statisticile din 2015, care spun că 6 din 10 copii afirmă că sunt bătuți de părinți, și numai 4 din 10 părinți recunosc că, într-adevăr, utilizează abuzul. Această metodă cu pleznitul copiilor ori de câte ori lucrurile nu sunt în regulă. Însă, această, cred că abuzul emoțional, critica, comparația cu ceilalți, tot felul de caracterizări care îl fac pe copil să-i scadă încrederea în sine și stima de sine sunt mult mai frecvente decât aceste... Abuzul nu este doar fizic.
Nu, abuzul cel mai frecvent întâlnit este abuz emoțional și abuzul emoțional îmbracă extrem de multe forme și lasă urme poate mai grave. Sigur că da, și afectează de la individ la individ. Pentru că revin la ceea ce ați spus la început emisiunii, fiecare individ uman este unic. Este o unicitate ca atare și noi și copiii noștri. Și modul în care este afectat un copil diferă de modul în care celălalt este. Deci nu putem să generalizăm sub absolut nicio formă. Însă în mod frecvent, deși nu conștientizează și deși nu introducem între barierele termenului de abuz, în definiția termenului de abuz, felul în care vorbim cu copiii, felul în care ne comportăm cu ei, se întâmplă extrem de frecvent în familiile din România. Da, față de, nu știu, zicală, proverbă, taia e ruptă, alături. Românii au un folclor. Dă-i din când în când câte o palmă nevestei, că știe ea de ce. Iată, sau... Trăim sunt multe. Este apanajul românului palma? Adică noi provenim dintr-o cultură, ca să zic așa, în care modelul și modelul parental și modelul familial asertiv, cald, înțelegător sunt confundate cu lipsa autorității sau cu lipsa respectului. Și ca atare consideră fie părinții că dacă nu copilul nu știe de frică, atunci el își pierde autoritatea parentală sau asta nu este suficientă. Și de asemenea și în relațiile familiale sunt persoane care consideră că dacă nu ridică tonul, dacă nu îl face pe partenerul de viață să nu mai miște în secunda aia sau să nu facă ceea ce cere el, atunci nu are autoritate. Deci confundăm oarecum termenii și recunosc că venim dintr-o cultură în care au tot fost promovate aceste modele și educaționale și modele relaționale. Da, acesta a fost și subiectul de pe Facebook. O doamnă mi-a postat pe Facebook un proverb. În momentul în care am anunțat tema emisiunii, mi-a spus așa: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Mie mi se pare odios. Categoric așa și mie și nici nu vreau să mă pronunț și nici nu vreau să etichetez o astfel de persoană, dar în orice caz... În ce extremă se află? Nici nu permit, mi se pare lipsit de importanță să pun într-o categorie o astfel de persoană care, după părerea mea, nu prea știe despre ce vorbește. Da. Și nu este spațiul ăsta public, noi am mai discutat despre acest aspect și revin asupra lui. Nu toată lumea care postează în spațiu public știe despre ce vorbește și atât prefer să spun. Sunt unii care nu înțeleg nici măcar noțiunile și nu înțeleg sensul termenilor, dar aminte sensul acestor citate pe care cine știe de pe unde, după părerea mea, este ceva cu aspect religios, pentru că mie cam așa îmi sună. Nu pot să etichetez astfel de persoane. Chiar nu mi se pare constructiv. Însă îmi doresc ca acest tip de persoane să nu fie formator de opinie și îmi doresc să fie niște excepții. Nu, eu am rămas fără cuvinte când am citit și nu. Cred că este un caz izolat, îmi place să cred. Vreau să vă întreb, ce urme lasă o palmă, dincolo de urmele fizice? Îngrozitoare, absolut îngrozitoare. Deci numai gestul în sine. Că ridici mâna și vreau să vă spun un singur lucru și să urmărim reacția unui cățel în momentul în care ridici mâna la el sau ridici un obiect la el. Deci exprimă foarte mult, non-verbal, așa cum este în stare, pentru că animalul... Ca și copil. Bun. Lasă urme în funcție de vârsta copilului. Cu cât copilul este mai mic, cu atât urmele sunt mai... nu mai... adânci, ci mai repede vizibile.
un copil care trăiește într-un mediu abuziv, într-un mediu violent, o să-l vedem undeva în jurul vârstei de 3 ani, că deja când merge prima dată la grădiniță sau când merge în colectivitate, într-o colectivitate, când începe să socializeze, că este agresiv. Deci atunci clar acest copil trăiește sau vede în jurul lui niște modele agresive. Mai departe, vorbind la vârsta mai mare a copilului, nu mai vorbim de imaginea de sine, nu mai vorbim de stima de sine, nu mai vorbim de încrederea în sine, nu mai vorbim de faptul că va duce cu el acest model parental. Și aici vreau să intervin și să subliniez, ca să nu uit această idee care mă țin neapărat să o subliniez. Am văzut părinți care au venit și au spus, trăind încă urmele educației pe care au primit-o, că nu doresc să-și crească copiii la fel. Și au reușit să se deschidă la vârsta pe care o aveau și să conștientizeze că încă au probleme în a vorbi cu adulții, încă în momentul în care se uită la tata sau la mama, depinde care dintre ei a fost abuzator, trăiește aceleași sentimente, dar că își dorește să nu-și crească copiii în acest mediu. De aceea eu sunt... Scapă de aceste sentimente, iertați-mă. Greu, greu, foarte greu. Ca om, ca persoană, ca relație interumană, ca relație personală, ca ce doriți... Foarte greu scapă. Am văzut oameni adulți, oameni în toată firea, de 40 de ani, de 50 de ani, dominați de mamă, de tată, de părinți, dominați cu teamă. Adică, știți, la români se confundă teama cu respectul. Se confundă. Asta am spus un pic mai devreme, pentru că dacă copilului sau partenerului, partenerei în general de viață, nu este frică, atunci înseamnă că nu am autoritate parentală sau, mă rog, într-o relație. Cum? Nu are legătură una cu cealaltă. Un părinte își lovește copilul, are impresia că îl disciplinează. Da, copilul acela poate, deci în urma măsurii, se conformează. E disciplinat. Ce este această disciplină, de fapt? Nu este niciun fel de disciplină. Sunt două aspecte aici, din acest comportament. Pe de o parte, copilul nu înțelege nimic. Nu înțelege ce a greșit și de ce a fost abordat la această manieră. Și doi, dacă înțelege, și vorbim de un copil mai mare care înțelege unde a greșit, învață și își dezvoltă anumite aptitudini, abilități și comportamente prin care ceea ce nu este dezirabil sau ceea ce o deranjează pe mama sau pe tata, el învață să ascundă. Nu să nu mai facă. Pentru că e cu totul altceva când îi explici unui copil în măsura în care el înțelege la vârsta lui și tot așa, adaptat, decât să ai un astfel de comportament. Pentru că, repet, studiile au demonstrat-o și cei care se ocupă în special de analiza tuturor acestor aspecte și consecințele lor, că de fapt nu înțelege nimic copilul, sau dacă e un copil mai mare care înțelege, învață să se comporte dezirabil. Adică se comportă de așa manieră, să nu o isterizeze nici pe mama, să nu le enerveze nici pe tata, să ridice, să-i dea vreo palmă și tot așa. Nu este deloc benefic pentru copil. Și toți studiile sunt cele care ne spun că, de fapt, adultul care lovește are probleme. Adultul care lovește copilul, părintele care lovește copilul, este o persoană frustrată, o persoană care are probleme el însuși cu viața lui și cu existența lui, nu se află are probleme cu controlul asupra lucrurilor și cu autocontrolul, nu mai vorbesc, e limpede că le are. Probabil a fost abuzat la rândul lui. A fost abuzat sau nu-și depășește propriile probleme momentane sau probleme cu care vine din trecutul lui. De fapt, adultul este în cel care are probleme. Dar, din păcate, dacă vorbim despre adult, acum chiar nu mă preocupă chestia asta, e problema lui să-și le ducă, dar, din păcate, aceste gesturi, care pentru unii sunt considerate naturale, sunt considerate că, bine, mai e o chestie nebunească care spune unde dă mama crește, deci da, este o chestie care... Nu are nicio legătură cu realitatea, ba dimpotrivă produce niște lucruri extraordinare, rupe, fracturează ceva și în relația copilului cu părinții, fracturează ceva și în copil, este ceva care începe să nu mai funcționeze.
și pe care nu-l conștientizează, pe care foarte greu îl duce și foarte, foarte târziu știți, ajunge adulții, să-l vindeci. Adulții care își lovesc copii, am senzația că sunt cei care spun și pe mine m-a bătut mama, da, pentru că și am ajuns om, da, de pentru nădejde. Pentru că ei justifică propriile comportamente. Pentru că acum să fim foarte cinstiți, fiecare dintre noi în calitatea de părinți știm cât de mult ce stări trăim noi după momentele în care nu am fost chiar în regulă cu copiii noștri. Chiar dacă nu-i atingem, dar am ridicat tonul. Poate ne-a scăpat, da, un cuvânt care nu s-a întâmplat. Am avut o atitudine în care, datorită încărcăturii pe care am avut-o, primul care mi-a ieșit sigur în cale a fost copilul, a fost meu copilul. Și așa. E știm greșit ce suferință trăim noi. Sigur, cine trăiește? Marea majoritate a părinților o trăiesc. Și atunci e clar că ceva nu este în regulă. Și atunci eu vă întreb, este greșit? Pentru că eu asta am făcut când am avut o atitudine disproporționată cu ceea ce a făcut copilul. Nu știu, m-am enervat, am mustrat-o mai mult decât trebuia sau... am ridicat tonul. Am ridicat tonul, da, disproporționat. Recunosc, da, mi s-a întâmplat și mie. Este greșit să-i spui iartă-mă pentru că eu i-am cerut iertare pentru faptul că... așa cum am spus, am reacționat disproporționat față nu de situație. Greșit. Dacă vreți, urma a ceea ce s-a întâmplat este la fel de dureroasă, însă există... există și premisele, da, categoric, și există premisele ca el să nu se mai, să nu, cum să spun, să nu se propage mai departe unda. Să nu înceapă el să înțeleagă că a greșit față de mama, că este vinovat, că să înceapă să-și pună o grămadă de întrebări de ce mama sau tata s-a comportat așa. Există premisele ca urmele asupra lui să nu fie atât de adânci, dar momentul în sine nu putem întoarce. Deci te-a simțit în momentul ăla și l-a durut, clar că nu mai putem întoarce. Însă există premisele să putem să realizăm acest lucru și ceea ce este mai important, există premisele ca copilul de fapt să înțeleagă nu unde a greșit. E foarte greu să spunem unde a greșit. În ceea ce privește copii, nu îmi place să utilizăm acest termen. Copilul nu poate învață, să greșească. Da. Copilul sigur încă învață, experimentează. În ceea ce privește copilul, el trebuie să înțeleagă ce e bine și ce nu e bine. Sigur. Haideți să vorbim în acest termen, da? Nu ceea ce a greșit. Asta este important, ca el să înțeleagă și cel mai important este să găsim o metodă accesibilă lui, pentru vârsta lui, pentru că asta sub nicio formă nu este, repet, toate consecințele care decurg din acest comportament sunt clar în detrimentul copilului și sunt consecințe pe termen mediu și pe termen lung. Doamna Lăceanu, și ca să nu spună prietenii noștri care ne privesc că vorbim teorie, vorbim să se audă frumos la televizor, ce face un părinte atunci sau cum refulează? Pentru că ne cuprinde furia câteodată, da? Dacă nu vorbim neapărat despre copilul nostru, pentru că nu știu ce să facă un copil să te înfurie, da? Că furia e o limită, da? Da, relația cu copilul da, astfel nu, de stări n-ar trebui să le trăim. Nu, tocmai de asta spun. Dar cumulate, mai multe stări, mai multe conjuncturi, la sfârșitul unei zile dau niște reacții. Da, exact. Ce să facă un părinte atunci când efectiv simte că clachează și vine copilul și spune o obrăznicie sau... știți? Sigur, da? Sau ultima picătură. Ce trebuie să facă părintele? Continuă cu un comportament indezirabil și tot așa. Sunt de acord. În momentul acela. Acum, ca să fim corecți și obiectivi, sigur, și extrem de sinceri. Asta vreau. Dacă se întâmplă la maniera de episoade rare în existența, în viața unui copil, nu este o mare, mare problemă și o atât de mare dramă. Să ce? Ideea este să avem, să părintele să aibă astfel de ieșiri.
Pentru că se întâmplă, nimeni nu e perfect. Am înțeles. Perfecțiunea, dacă vorbim despre perfecțiune, ne îndreptăm către psihiatrie. Acolo da, deci, putem să vorbim despre psihiatrie. Așa. Dacă se întâmplă la frecvența de episoade, se întâmplă pur și simplu, ca noi să fim nervoși, ca ei să ajungă atât de să repete la nesfârșit un anume tip de comportament sau chiar comportamentul lor să ducă părinții la astfel de reacții, că sunt și situații de genul ăsta, de disperare pe care să nu le poată controla și să ridice tonul și poate să-l atingă sau știu. Dacă sunt cu frecvența unor episoade rare, nu se întâmplă nimic cu copilul ăla și sigur o să le țină minte, cum să spun, poate constructiv. Și să fim sinceri că pur și simplu se întâmplă și n-ai ce să faci, nu poți întoarce lucrurile înapoi. Problema este să nu fie comportamentul permanent sau comportamentul din majoritatea timpului de această manieră. Asta este marea problemă. Chiar nu vreau să înțeleagă lumea și să considere că vorbim teorii și să spună, domne, nu se poate niciodată să n-o faci. Și eu v-am întrebat, exact, v-am întrebat punctual, ce să facă un părinte atunci când stă să explodeze? Evident că părintelui se cere să se controleze. Așa. Da? Și dacă ne permitem și, iarăși, nu vreau să mă consideră nimeni ipocrită sau că vorbesc numai din cărți, pot să spun așa, că atâta timp dacă aceeași încărcătură negativă, depresiune, o avem cu șeful de la servici, nu o să ne permitem să-l pleznim pe ăla peste ochi sau să-l îi vorbim nu știu cum sau să luăm de păr sau mai știu eu ce. Și atâta timp cât avem acest autocontrol în relația cu terțe persoane, exceptând copilul nostru, cred că ar trebui, nu cred, sunt convinsă, dar cred că asta ar fi soluția, să avem control și presiunea aceea pe care o avem să o scoatem într-o manieră cât mai aproape de cea civilizată. Asta este soluția. Și repet, pentru că cu oricine altcineva am fi în acea stare de presiune, cu aceleași argumente, avem dreptate 100%, ne controlăm și nu avem astfel de ieșiri. Și atunci, cum acestei ființe, acestor ființe care înseamnă sensul existenței noastre, viața noastră, față de care nimic nu este mai important? Dacă aceste episoade se repetă, devin frecvente, să se adreseze unui specialist, nu? Am ajuns la finalul emisiunii și aș vrea să citim mesajele telespectatorilor. De ce nu mai există cabinete medicale în școli? De ce nu sunt psihologi în școli? Chiar vroiam să vorbesc despre chestia asta. De ce? Nu știu, poate abordează mass media serios această problemă. Și să ieșim în stradă pentru această problemă. Sigur că da. Poate nu m-ar deranja. Aș fi printre primii 100 că stau la Giurgiu. De ce, da, bătaia e ruptă din rai, ar trebui să coasem raiul, să o ducem înapoi. Cât de serioase sunt anchetele sociale ale serviciilor sociale? Văd în diverse documentare din alte țări cum fiecare aparat de stat, inclusiv cele de forță, poliție, pompieri, etc., au persoane specializate în anchete sociale. Exact. Bună, asta v-am spus. Întrebare. Că legislația poate să fie minunată, da, poate să fie conformă cu realitățile, dar depinde, și aici e cel puțin de discutat. Depinde de persoanele care sunt angajate, depinde de modul în care sunt angajate, că să vorbim cu cărțile pe masă că trăim în România, și de persoanele care aplică această legislație, pentru că revin și spun, toate meserile din categoria celor care, în care se lucrează cu oamenii, se lucrează cu copilul, inclusiv asistentul social, cea asistentului social, sunt meserii vocaționale. Da, o greșeală pe care părinții o fac și mi-asum ceea ce spun și cine nu recunoaște, îi spun că este ipocrit, că petrecem insuficient timp cu copiii noștri. Și asta este un adevăr, timp de calitate, pentru că așa să stăm acasă 24 de ore alături de copil nu înseamnă nimic. Da, dacă stăm 24 de ore și el la un laptop și noi la calculator, da, sau la bucătărie, este tot același lucru. Sigur că este, da, o mare problemă și este o realitate și în același timp o mare problemă. Da. Și aici ar trebui
să nu mai venim cu argumente, că fiecare dintre noi, inclusiv eu și chiar nu vreau să fiu deloc ipocrită, pentru că și eu ca părinte m-am regăsit în toate situațiile expuse mai devreme și mă regăsesc, pentru că punctez ceea ce a spus la început emisiunii. De multe ori nimic din ceea ce am învățat nu sunt în stare să aplic cu copiii mei, nici măcar atunci când au nevoie. Nu ar trebui să ne gândim și să nu mai venim cu contraargumente de genul sunt ocupat pentru că trebuie să am joburi, pentru că trebuie să găsim soluții. Mi-ar plăcea să avem, eu cel puțin asta urmăresc, să am cu copilul meu o relație sinceră, deschisă, să-i fiu aproape, să-i fiu prieten și dincolo de o autoevaluare pe care o încerc din când în când, îi cer copilului meu, pentru că nu este teamă de mine și discutăm deschis, să-mi facă o evaluare din când în când și atunci îmi spune sincer unde consideră că greșesc, îmi spune că ar vrea să petrece mai mult timp împreună, da, îmi spune și greșelile pe care le comici în viața de zi cu zi. Nu neapărat referitor la copii. Am ajuns, cred, la un nivel pe care ar trebui să-l atingă fiecare dintre noi. Acela de a-i cere sfaturi. Pentru că sunt mai inteligenți decât bănuim noi. În primul rând că din plici îl responsabilizezi. Sigur că da. E foarte important acest aspect. Ceea ce țin să subliniez este importanța acestui lucru, al timpului de calitate și al comunicării și insist și în privința părinților, să comunice și să spună părinților și încurajez și pe copii, dacă nu se simt în stare, dacă în relația cu părinții să spună ceea ce simt și ceea ce gândesc, îi sfătuiesc să scrie. Da. Să scrie un bilet, să scrie o scrisoare, să scrie un text pe monitorul calculatorului și în care să exprime tot ceea ce nu le convine, pentru că este extrem de important. Și dincolo de asta am ajuns la final, doamna Lăceanu, cred că dacă suntem atenți la copiii noștri, dincolo de, poate nu scriu, poate nu vor, poate nu au timp, poate le e teamă, poate le este rușine, ei transmit non-verbal prin tot ceea ce fac exact ceea ce simt. Așa am constatat, asta am constatat eu ca și părinte. Clar. Vă mulțumesc pentru prezența în platou, este un subiect inepuizabil, subiectul meu preferat. Și eu mulțumesc copilul. Pentru interesul acordat acestui gen de subiecte. Oricând, pentru copii. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Atunci când simțim că ne supărăm și trebuie să mergem în fața copilului nostru, tragem adânc aer în piept, pentru că totul se rezolvă. Ei cresc, iar noi nu ne mai întâlnim cu aceste momente. Noapte bună!